Iubiți frați și surori, iubite familii, sunt recunoscător Domnului că în această seară, împreună cu soția, vă putem vizita și cu multă modestie și serenie vrem să vă și slujim. Acum, dumneavoastră, va trebui să fiți mai pocăiți ca și mine în seara asta. Știți de ce? Că e foarte greu să ascult sfaturi de la unul care e mai tânăr ca tine. Și sunteți aici, cred că vreo jumătate, care, față de care eu sunt mai tânăr, și poate nu am atâția ani de căsătorie pe cât aveți dumneavoastră. Însă vă dau o încurajare, am înțeles în viață că nu lungimea vieții e importantă, ci calitatea ei. Și noi facem eu cu soția peste câteva zile 13 ani de la căsătorie, poate unii faceți deja 15, 20, mulțumim. Nu ne dorim altceva decât să ajungem în cer cu familiile noastre. De la bun început vreau să spun că a te căsători nu e un lucru greu. Nici măcar a rămâne căsătorit nu e un lucru greu. Însă a rămâne îndrăgostit. Acum erosul vine și pleacă. Agape rămâne. Dar a rămâne în dragostea aceea agape și a iubi, cum spune Ioan 13:1, Iisus a iubit pe ai săi până la capăt. Asta e marea provocare a generației noastre. De aceea vreau astăzi să ne oprim la ceva foarte important pentru familii. Și vreau să citesc așa cum stați, din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 13 la versetul 17. Un text pe care noi îl citim la nunți și îi înțelegem pe miri că în ziua nunții nu prea să atenție la ce se predică. Dar la dumneavoastră fluturii din stomac au trecut, cred că veți fi mai atenți, erosul a plecat, a rămas agape. Și chiar despre agape vorbește Pavel aici, îngăduiți-vă unii pe alții, Coloseni 3:13. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, duceți-l la comitet. Nu așa scrie. Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Mă opresc să vă pun o întrebare. De când v-a iertat Domnul și până acum, de câte ori v-a dus Domnul aminte de păcatele pe care vi le-a iertat? Rog surorile mai ales și frații să nu ne mai aducem aminte unii altora de ceea ce ne-am iertat. Amin? Ascultați, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Vreau să mă opresc în această după masă, iubiții mei, la această expresie, orice faceți cu cuvântul, și doar aici mă opresc, la comunicare, la importanța comunicării corecte în viața de familie. Că până la urmă toți comunicăm. Toți vorbim până la urmă. Acum e adevărat, surorile undeva la 20.000, 20 și ceva de mii de cuvinte pe zi, bărbații 7, 10.000, dar spunea cineva, fiind întrebată de ce folosești 20.000 tu și bărbatul tău 10.000, și ea spunea, poate sinceră, pentru că trebuie să repet ce am spus, ca să fiu înțeleasă. Și uneori ne mai repetă și soțiile, ți-am spus de priza aia de 3 luni de zile. Dar la voi nu se întâmplă, de aia nu insist, slăviți să fie Domnul, numai la mine. Iubiții mei, vreau să încep mai întâi de la un verset din Genesa 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Aici este folosit cuvântul omul, omul. Și dicționarul explicativ al limbii române, nu știu cel suedez cum îl descrie pe om,
spune așa, că omul este ființă superioară, socială, caracterizată prin gândire, inteligență și limbaj articulat, prin poziția verticală a corpului și așa mai departe. Înainte să vorbim de familie, înainte să vorbim de biserici, înainte să vorbim de botez, de Duhul Sfânt, de ce vreți dumneavoastră? Chiar de acest dicton foarte frumos aici afișat, de un maestru, de un Iisus care te cheamă la El. Înainte să vorbim de orice altceva, ar trebui să vorbim despre a fi oameni. Spunea David lui Solomon, întărește-te și fii om. Iubiții mei, nu știu cum e în Suedia, eu în România tot mai puțin oameni întâlnesc, vă spun sincer. Tot mai rar găsești oameni. Auziți, definiția omului, caracterizată prin gândire. Păi când vezi unii ce scot pe gură, îți dai seama că a ocolit creierul. Efectiv, ca în sensul giratoriu, a ocolit gândirea. Că dacă ar fi gândit ceea ce urma să spună, nu mai spuneau cuvintele alea. Apoi, om, auziți, inteligență. Mă, nu știu cum e în Suedia, ce vreau să vă spun e că românii, 6% dintre români pun mâna pe carte odată pe an. 6% dintre români citesc. Să începem cu Biblia. 85% dintre creștini nu pun mâna pe Biblie niciodată. Iubiții mei, de unde ne poate veni inteligența sau mai sus, înțelepciunea? Din Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu pe lângă Biblie mai folosesc și alte cărți. Chiar m-am bucurat că am venit cu trenul, că am putut să mai citesc. Știți de ce? Ori de câte ori citești o carte, nu trebuie să repezi greșelile pe care autorul le-a făcut în viața lui. Salvezi vreo 60 de ani. Vorbim de cărți bune, ale unor oameni care au trăit cu Dumnezeu. Inteligență, nu? Apoi spune aici limbaj articulat, poziție verticală. Păi parcă tot mai rar găsești oameni care să fie verticali. Eu am tradus metaforic, ați înțeles definiția omului. Să fii un om integru, să fii un om vertical. Da? Noi români avem tot timpul maxima asta. Capul pleca să abia nu-l taie. Și ne plecăm la orice. Știți? Asta strigă lumea din ziua de azi. Toleranță. Toleranță. Dragii mei, în fața adevărului trebuie să rămânem verticali. Pentru principiile pe care le avem trebuie să rămânem verticali. Și dacă trebuie să plătim într-o zi chiar și cu viața, să fim gata să o facem. Vreau astăzi să mă opresc la, auziți, limbaj articulat. Limbaj articulat. Spunea cineva, omul este o ființă extrem de complexă, capabilă de o enormă gamă de trăiri și sentimente, de la cele mai lăudabile până la cele mai execrabile. Și omul, și unele animale pot să exprime anumite emoții, ca bucuria sau tristețea, frica sau curajul, dar numai oamenii pot să exprime prin mimică sau pantonimă sentimente ca fericirea, satisfacția, timiditatea, râsul, plânsul, disperarea, dorința de cunoaștere sau speranță. Pe de altă parte, tot numai la oameni, nu și la animale, se pot întâlni caractere ca disprețul, ura, sarcasmul, cruzimea, sadismul, vanitatea. Eu n-am văzut niciun animal să se uite mai sus unul la altul, știți, așa, să ia peste picior pe celălalt. Dar oamenii am văzut, în ghilimele oameni, știți. La unele lucruri am bătut animalele. Iubiții mei, omul nu numai că poate să pronunțe sunete individuale, ci poate formula cuvinte din aceste sunete și apoi poate face ceva extraordinar, propoziții organizate gramatic. Mesajul fiind unul articulat. Despre comunicare vreau să vorbesc. Subiectul preferat al femeilor, al doamnelor. Și poate subiectul pe care noi bărbații nu prea îl suportăm. Noi am fi stare să stăm 3-4 ore pe telefon, dar 5 minute parcă ne-i greu să ascultăm ce spune doamna noastră sau soția. Cel mai important lucru dintr-o comunicare, știți care este? Ascultarea. Ascultare. Primul pas pentru o comunicare bună este să asculți cu interes, cu atenție.
Iacov 1 cu 19. Orice om să fie grabnic la ascultare. Și m-am uitat și în alte versiuni, nu se referă aici la a împlini predica care ai auzit-o. Se referă la ascultarea interlocutorului când are loc un dialog. Încet la vorbire. Noi parcă suntem invers. Încet la ascultare și grabnici la vorbire. Eu mărturisesc că de multe ori o întrerupe soția mea la mijlocul propoziției, parcă ghicind sau știind ce va urma să zică, și îmi dau drumul la gură. Și uneori spune, vezi că aici ai luat-o pe sens invers. N-am vrut să zic asta. Dar parcă din lipsă de timp, parcă așa pe grabă, hai, nu te mai ascult, hai să spun ce ai vrut să spui. Iubiții mei, statisticile spun că putem asculta 125 până la 250 de cuvinte pe minut. Iar în momentul când gândim și frământăm, și acum, Doamnele iară au o diferență față de noi, noi când ne punem în pat, în două minute suntem dincolo. Doamnele, femeile, cam o oră, două, uneori și trei, frământă tot ce s-a întâmplat în timpul zilei. Și ar fi de preferință în frământările alea să nu fie nicio propoziție din partea ta. Să fie doar din partea altora. Dar noi gândim la o rată de 1000 până la 3000 de cuvinte pe minut. Cu toate acestea, 85% din ceea ce învățăm provine din ascultare. Spunea cineva, n-am învățat nimic nou când am vorbit, numai când am ascultat. 45% din timpul nostru, iubiții mei, îl petrecem ascultând. Ascultând. Iar atunci când vorbim cu o persoană, putem reproduce cam jumătate din ceea ce spune o persoană imediat după ce o auzim. După acest moment, procentul scade până la 20%. Și acum vreau să vă spun 5 tipuri de ascultare. Klaus Müller le-a formulat, nu sunt eu cel care le-am formulat. Primul fel de ascultare este ignorarea. E momentul acela când partenerul de dialog vorbește cum vorbește televizorul. Iar noi, după o perioadă de timp, realizăm că efectiv n-am ascultat nimic din ce a spus celălalt. Problema apare când celălalt face o întrebare. Atunci ne dăm seama și facem un efort foarte mare și recunoaștem până la urmă rușinați că n-am ascultat nimic. Un al doilea tip de ascultare este ascultarea prefăcută. Vi s-a întâmplat la intrarea într-o biserică sau într-o încăpere? Vorbiți cu cineva, iar peste umărul lui priviți să vedeți cine intră pe ușă. Ce poșetă de la Shein și-o luat aia. Dar zi mai departe, zice, spune, te ascult, zice, te ascult. Asta se numește ascultarea prefăcută. Zâmbim politicos, dar de fapt nu ascultăm. O altă ascultare este ascultarea selectivă. Filtrăm ce auzim prin propriile noastre imagini asupra lumii, auzim doar ce vrem să auzim, mai ales acele mesaje care întăresc convingerile noastre. O altă ascultare este ascultarea cu atenție parțială. Ne concentrăm pe mesajul verbal, dar ignorăm mesajele non-verbale. Și a cincea ascultare este ascultarea empatică. Ascultarea pentru a înțelege. Înseamnă că ne dăm tot interesul pentru a vedea dorințele, motivele și situația interlocutorului. Suntem atenți atât la elementele verbale, cât și la elementele non-verbale. În momentul când ascultăm empatic, facem ceva extraordinar. Putem să intrăm în inima interlocutorului, să înțelegem nevoia și să răspundem în consecință. O să vă vină greu să credeți, însă cele mai multe familii n-au probleme financiare, au probleme de comunicare. Cele mai multe familii nu au probleme cu soacra și cu socrii și cu nașul și cu finul. Au probleme de ascultare. Iubiții mei, când ascultăm de la 1 la 4, să știți că apar probleme în familie, când ascultăm empatic, când întoarcem telefonul pe masă, când suntem deschiși să ne punem inima pe tavă, atunci familia noastră o duce bine. Pentru că cel care vorbește își dorește să fie ascultat.
pentru aia vorbește. Mai spun ceva, cei mai mulți oameni nu ascultă ca să înțeleagă, ci ascultă ca să răspundă. Din păcate. Cei mai mulți pentru asta fac, doar ca să formuleze un răspuns, iar asta este o greșeală enormă. Haideți să mergem mai departe la baza comunicării. Am trecut de ascultare. Baza comunicării este încrederea. Încrederea. Știu că este multă teorie astăzi, cu proiector n-am putut să vin, dar aș vrea să mă ascultați. Dacă se poate, empatic. Baza comunicării este încrederea. Atunci când mergi la doctor și te întreabă doctorul ce ai mâncat alaltă, iar ce îi spui? Nu-i treaba ta. Așa îi spui? Dacă un păstorul te întreabă unde ai fost azi la rugăciune, dar e treaba ta, pastor? Eu fost. Voi n-ați pățit o slăvistă? Eu am pățit. Dar pe fata lui ăla nu o vezi, numai pe fata mea? Iubiții mei, ascultați-mă, și păstorul nu ne ia niciun ban când ne întreabă unde ai fost marța trecută. Doctorul îți ia ban și spui tot. Tot spui. Și ce ai mâncat, și cum ai umblat, și câte grade au fost afară, tot spui. Știți de ce între mine și doctor are loc o comunicare deschisă și transparentă? Pentru că există o încredere. Eu am încredere că școala pe care a făcut-o doctorul nu a făcut-o sărind de pe geam de la medicină. Să chiulească că nu a venit profesorul. Cum se mai întâmplă în România la liceu sau la gimnaziu? Am încredere că omul acela este profesionist și pregătit bine ca să-mi formuleze un diagnostic și o rețetă. Merg la un jurist, poate, la un avocat. Ai o problemă cu pământul, trebuie să recuperezi, poate o moștenire. Și îi spui tot și el îți ia banul. Dar tot pe încredere faci lucrul ăsta. Iubiții mei, între mine și soția mea, noi nu ne luăm banul unul la altul când comunicăm. Dumitale cu soția când comunici, dincolo de încredere mai este ceva. Este și iubire. Este și dragoste. Iubirea este cea mai puternică forță din univers, dar ascultați-mă ce vreau să vă spun. Ea are mare legătură cu încrederea. Iubirea este cea mai puternică forță din univers, dar ea are mare legătură cu încrederea. Proverbe 22:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Asta e încrederea, un nume bun, integritatea. Auziți despre iubire. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Și acum o să ajung la cel mai important punct din seara aceasta. Și ascultați, încrederea este șoseaua pe care circulă cuvintele dintre soț și soție. Și o să vă rog ceva în seara aceasta, în numele Domnului Iisus. Nu dinamitați, vă rog, șoseaua încrederii. Nu dinamitați, vă rog, șoseaua încrederii. Am 13 ani de căsătorie și probabil că vor mai fi și alții. În 13 ani nu mi-am mințit soția niciodată, deși am avut nenumărate ocazii când puteam să fac lucrul ăsta fără că ea să mă prindă. Din 3 motive n-am făcut lucrul ăsta. În primul rând, pentru că sunt creștin. 2. Pentru că sunt slujitor. Un slujitor care minte n-are ce să mai spun la alții. Nimic. 3. Și de ce în altă ori n-am mințit-o? Pentru că îmi trebuie încă 13 ani ca să mă mai creadă vreodată. Iubite familie, am întrebat pe un prieten care lucrează ca judecător în România, cum îți permit să divorțezi cupluri? Și el s-a uitat zâmbind la mine și a zis, frate Cristi, eu nu divorțez pe nimeni. Și am zis, ba da, că tu le semnezi actul de divorț. Și el a zis, frate Cristi, oamenii care vin la mine sunt divorțați deja de ani de zile. Unii sunt divorțați financiar, fiecare cu cardul lui, cu pormoneul lui și cu pinul pe care să nu-l cunoască partenerul. Alții sunt divorțați sentimental, dorm în cameră separată de ani de zile. Alții sunt divorțați din punct de vedere social. Frate Cristi, acești oameni când vin la mine, eu nu m-am constat
cancerul și migrena pe care ei o au de ani de zile și care la mulți deja este metastază și prin semnătură confirm că acel cancer deja este în stare avansată. Eu n-am divorțat pe nimeni. Știți că oamenii care ajung în probleme, știți de exemplu că Alzheimer-ul se instalează în corpul unei persoane cu 15 ani înainte să fie descoperit. Știți că o familie care ajunge la frații păstori sau la comitet sau la tribunal au de fapt Alzheimer cu câțiva ani înainte instalat. Iubiții mei, o să vă vine poate să zâmbiți. Monica are, ce nu știu eu să vorbesc, o venit Boariu dândeva să-mi spune cum să vorbim. Îmi pare rău să vă spun că am stat de vorbă cu vreo 70 de familii în prag de divorț anul acesta. La cele mai multe n-am avut ce să mai fac. Am observat oameni intrând în birou pastoral, care și în ziua când i-am chemat la împăcare, au vrut să ia telefonul celălalt, lasă telefonul jos, că de față cu mine, cu păstorul, ce fac de față cu ei? Știți ce am înțeles? Că înainte ca oamenii să-și piardă respectul unul față de altul, își pierd încrederea. De aceea vă rog foarte mult să fiți foarte atenți la minciună, infidelitate, trădare, lucruri ascunse. Când eu îi spun soției mele, n-ai ce să cauți pe contul meu de Facebook, n-ai ce să știi tu pinul de la telefonul meu, eu deja am semănat o sămânță care se numește neîncredere. Și sămânța aceea este ca bulgărele de zăpadă pe care îl rostogolești și într-o zi se face mare, mare, mare. Îți trebuie câteva secunde ca să strici un nume bun și îți trebuie câțiva ani ca să ți-l construiești. Comunicarea apoi este compusă din trei părți. Și acum o să vă surprinde poate lucrul acesta. 7% sunt cuvintele sau contează cuvintele dintr-o comunicare. Doar 7%. Ascultați, 38% contează tonul pe care spui. Și 55% contează gesturile. Repet, pentru că n-ați fost atenți, nu m-ați ascultat. 7% cuvinte, 38% ton, 55% gesturi. V-ar place să vă spună partenerul, te iubesc! Dar au spus cuvinte foarte frumoase. Tonul și gesturile au anulat cuvintele. De aceea am să vă rog în această seară, nu vorbiți la telefon subiecte sensibile, că doar 7% se aude. Iar eu, dacă mă uit la biserica asta și analizez biserica, analizez tavanul bisericii doar după 7% din tavan, s-ar putea cu siguranță să greșesc. Iubiții mei, prin comunicare ne descoperim asemănările și diferențele dintre noi. Ați auzit expresia asta vreodată la cineva sau la dumneavoastră în familie? De ce nu mi-ai spus mai repede că îți place lucrul ăsta, culoarea asta, masa asta? De multe ori avem impresia că partenerul ghicește ceea ce noi gândim, deși nu ne-ar plăcea să se întâmple asta. Dar la câteva momente sau câteva imagini, parțial vorbind, ne-ar place ca să-și dea seama fără să mai spunem. Iubiții mei, comunicarea nu este opțională, ci este obligatorie, dar nu trebuie făcută din obligație. Iubiți bărbați, așa e că parcă simțiți ceva special când vă spune soția, hai acasă că am ceva să spun. Deja parcă te gândești, ce vrea să-mi spună? Mai ales că surorile, doamnele, folosesc un limbaj foarte codat. Când îți spune că nu are nimic, ce ai? Nimic. Să știi că are totul. Să știi că e dezastru. Ce te așteaptă, numai Dumnezeu te poate scăpa. Da? Când spune bine, bine, bine. E ca și tu crezi că au încheiat. De fapt, numai o luat aer pentru următoarea etapă. Și sunt și alte lucruri pe care le veți descoperi de-a lungul vieții. Căsătoria este foarte frumoasă,
Însă, iubiții mei, va trebui să înțelegeți că suntem diferiți. Și o să vă spun o diferență majoră pe care eu la început n-am înțeles-o în căsătorie. Bărbații sunt concentrați pe lucruri. Doamnele sunt concentrate pe relații. Vă dau un exemplu. Dacă eu mă duc la biserică, la orice biserică și mă pun pe bancă și nimeni din biserică nu mă salută, eu vă spun sincer, nici 1% nu mă supără. N-am nicio problemă. Dacă o doamnă, o soră vine la biserică, se pune pe bancă și cele 5 surori de lângă ea nu se uită, nu îi spun pace, nu contează ce s-a predicat în ziua aia. Nu contează ce cântări au fost. Acasă va merge cu această problemă. Din cele 5, 4 s-au uitat ciudat la mine, 3 m-au analizat greșit și 2 cred că au ceva personal cu mine. De ce? Și nu vreau să râdem de surori. Doamnele se concentrează pe relații. Nu o să vezi femeie necăjită că mașina ta are motorul stricat sau are pană. Bărbatul, dacă mașina are motorul stricat, nu mai e bun de nimic. Pentru că bărbatul se concentrează pe lucruri. Dacă mama mea nu vorbește cu mine sau soacră mea nu mă suportă, vă spun sincer, nu am nicio problemă. Slăviți să fie Domnul, că nu-i cazul. Dar nu am nicio problemă ca și bărbat. Să te păzească Dumnezeu ca mama sau soacra să aibă ceva cu nevastă ta. Poți să-i duci flori cu tirul. Nu rezolvi. Pentru că femeia se concentrează pe relații. Iubiții mei, Dumnezeu să fie slăvit că femeile au fost construite așa. Pentru că prin asta, relația cu copiii poate fi salvată, poate fi bine pusă la punct și în felul ăsta ne completăm unii pe alții. Numai că dacă nu comunicăm, nu o să ne dăm seama de diferențele acestea. În Efeseni 5:19, Biblia spune, vorbiți între voi. Noi vorbim mult despre noi, știți? Am văzut, din păcate, femei care vorbesc despre bărbaților cu alte femei. Mă zice, șată, ui, așa, așa mi-o zice. Bă, am tăți bărbați așa, zice. Problema este că bărbatul tău se va întâlni peste câteva zile sau luni cu doamna respectivă, poate, nu știu, din greșeală, în piață. Și doamna, în timp ce va zâmbi, se va gândi, și ăsta e cașa mea. Că doar m-o zis nevastă asta că e cașa mea. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu nu să vorbim despre noi, să vorbim între noi. Amin. Vreau să vă pun o întrebare. Ești prea ocupat pentru o comunicare corectă? De multe ori e greu să ne facem timp, să găsim timpul acela ca să comunicăm corect. Iar aici vă duc în față o întâmplare din 15 aprilie 1912. Ați auzit de Titanic cu siguranță? În 2012 s-au împlinit 100 de ani de la scufundarea Titanicului. În seara aceea, groasnică, vasul California, la ora 19, a transmis un mesaj radio către Titanic, avertizând despre un câmp de gheață de care California aproape că s-a ciocnit. Capitanul Californiei a ordonat echipajului să oprească peste noapte, ajungând la concluzia că este prea periculos să ne continuăm drumul. În timp ce pleca de la schimbul de tură, a văzut luminile Titanicului la orizont, la aproximativ 8 km distanță. Din nou, vasul California a transmis un mesaj avertizând, noi ne-am oprit, este gheață în față. Semnalul radio a fost așa de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită de pe Titanic. Ascultați răspunsul radiofonistului de pe Titanic. Taci! Taci! Sunt ocupat! Vasul California și-a oprit transmisia wireless la ora 11:30, 23:30 seara, iar vasul Titanic a lovit icebergul 10 minute mai târziu.
La ora 20 noaptea, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața în acel dezastru. Știți de ce? Pentru că un om a spus, sunt prea ocupat să pot comunica cu tine. Știți că sunt astfel de parteneri care sunt prea ocupați să mai poată comunica. Iubite Doamne, dacă dumneavoastră nu o să vă faceți timp să vă apreciați soțul, diavolul va găsi o colegă de servici care îl va aprecia mai bine ca dumneavoastră. Iubiți gentlemen, iubiți frați, dacă dumitale nu o să-i duci flori, nu o să-i zâmbești, nu o să întrebi cu ce pot să te ajut, se va găsi un coleg de servici sau un vecin care să vorbească frumos cu ea. Știu că vă vine să zâmbiți. Eu vă spun cazuri pe care le-am avut la mărturisire fără să divulg nume, ca să păstrez confidențialitatea. Știți de unde începe totul? De la lipsa timpului unul pentru altul. De la lipsa disponibilității pentru a-ți spune ce mi s-a întâmplat astăzi, a te întreba cum te simți astăzi. De la lipsa aprecierii unei mâncări începe totul. De la lipsa unui gest care să arate respect, care să arate bunătate. Merg mai departe spunându-vă că în comunicare pot apărea ridicări ale tonului, nervozitate, mânie. Și Biblia și aici este foarte atentă. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele. Și slavă Domnului că sunt în Suedia astăzi, unde soarele apune cam de vreme, în multe luni din an. Acum românii cam pot să țină până pe la 7 seara, știți? Să zic că am ceva cu tine, dar pe la 7 ar trebui să cam rezolve. Suedezii pe la 2 cam, iarna mai ales deja, știți? Nu vă rămâne prea mult timp să vă certați. Folosiți-l cu înțelepciune. Să fiți supărați unul pe altul. Iubiții mei, să știți că mânia necontrolată și nerezolvată poate duce la lucruri grave. Cei mai mulți oameni din pușcărie, dacă îi veți întreba cum te-ai omorât pe omul acela? Cum de ți-ai bătut soția? Cum de-ai făcut gestul ăla necugetat? Știți ce vor spune? M-am mâniat. Și când ultima roadă a Duhului Sfânt, care n-ar trebui să fie cea mai puțin importantă și care se numește autocontrolul, lipsește, mânia aduce lucruri grave după ea. Iubiți bărbați, mâinile acestea ne-au fost date să mângâiem, nu să lovim. Sper să fiu auzit bine. Nici măcar cu pumnul în masă. O zice cineva, frate Cristi, eu dau cu pumnul în masă ca să se audă când vorbesc. Zic, când trebuie să dai cu pumnul, deja nu se mai aude. Știți? Iubiți bărbați, respectul se câștigă, nu se impune. Iubite surori, cea mai mare teamă a unui bărbat este că nu mai este respectat. Iubiți bărbați, cea mai mare teamă a doamnelor voastre este că nu mai sunt iubite sau că nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. De aceea un bărbat nu are nevoie să audă în fiecare zi, te iubesc, dragă. Nu are nevoie un bărbat, dar un bărbat are nevoie de respect. Când spune acolo să fie supuse bărbaților lor, acesta este înțelesul, să-și respecte bărbatul. Un bărbat respectat înflorește, un bărbat respectat duce familia mai sus, un bărbat respectat progresează în credință, profesional, în toate lucrurile. Un bărbat călcat în picioare va duce casa în prăpastie și va trebui dumneata ca doamnă, ca soră, să pui mâna pe volan. Și va trebui să fii și în dreapta și în stânga. Dar s-ar putea să ți le faci cu mâna dumitale dacă n-ai vegheat și nu ți-ai respectat bărbatul. Un bărbat care este respectat nu este umilit în public. O mers cineva cu soțul la o altă familie și au văzut ce casă frumoasă aveau și la un moment dat îi spune ea soțului,
N-o vezi? Cum alții pot și tu nu poți? Cum de ei pot, mă, și tu nu poți? Vă dați seama că bărbatul ăla când a mers acasă nu și-a căutat un job cu 1000 de euro mai bine plătit, nu? Vă gândiți la lucrul ăsta. Iubiții mei, e nevoie de multă înțelepciune. Și e nevoie de multă cunoaștere și de multă dorință de a ne rezolva orice stare de supărare, de mânie, de ranchiună, de neiertare. Pentru că aceste stări pot aduce prejudicii foarte mari căsniciilor. Limba poate aprinde focul sau poate stinge focul. Iacov 3:5, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde. Proverbe 15:1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațăță mânia. Ce pui pe foc? Apă sau benzină? Că focurile apar. Știi ce înseamnă iad? Iadul este locul unde dai foc și ai plecat. Cea mai simplă definiție a iadului. Știți ce multe familii au iad în casă? I-au lăsat cuvântul, i-au lăsat bajocura, i-au lăsat cuvântul ăla care umilia, o trântit ușa și o plecat. Iubiții mei, incendiile niciodată nu lasă rai în urmă, ci întotdeauna aduc pustiire, cenușă, fum și pagube. Nu e mai bine să stingem focul când e mic decât să stingem când e mare. Știți, dacă atunci când iei tigaie de pe aragaz, se aprinde tigaie, e mai ușor să o stingi atunci pe loc, decât să chem pompieri după ce și bucătăria și camera de zi ți-au ars. Vorbesc metaforic, vorbesc spiritual. Vreau în ultima parte a acestui mesaj să răspund foarte simplu la o întrebare, cum să gestionăm conflictele dintre noi. Spunea cineva că pocăițe nu se ceartă și dau dreptate. Ei doar au discuții teologice mai aprinse. Apar divergențe, noi venim din medii diferite. Noi avem ADN diferit fiecare. Noi avem preferințe diferite. Ce facem când apar conflicte? Ascultați, vă rog. Geneza 13:7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și între păzitorii tăi, căci suntem frați. Și tot Avram continuă și spune, nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine despartă-te de mine, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Bineînțeles că nu la despărțire vreau să ajung. Avram și Lot erau nepotul și unchiul, sau unchiul și nepotul. Însă putem învăța ceva frumos din conflictul care a apărut, atenție, nu între cei doi, între păzitorii vitelor lor. 1. Cum să rezolvi un conflict? Rezolvă problemele sensibile în privat. Vă rog să fiți foarte atenți. A zis lui Lot, nu a zis lui Lot și la păzitorii vitelor. Când a apărut conflictul, Avram l-a tras deoparte pe Lot. Hai să vorbim un pic, Lot. Iubite surori, iubiți frați, când apare un conflict, nu vorbiți despre acel conflict de față cu copiii dumneavoastră, de față cu mama sau cu tata, de față cu musafirii sau cu vecinii. Când Abigail aude că David se înarmează să-i ucidă casa din cauza că avea un bărbat nebun, nerecunoscător, Abigail ia resursele necesare și merge la David și spune acolo ceva extraordinar. Îngăduie robei tale să-ți vorbească la urechi. La urechi. N-o strigat Abigail de față cu 600 de oameni. David, bine că ai venit să mă scap de nebunul ăsta. Nu. Abigail a vorbit despre bărbatul ei la urechi. Problemele sensibile se rezolvă în privat. Acum noi ca frați slujitori știm, după câțiva ani de probleme, că oricine încearcă să rezolvă o problemă la adunarea generală și nu a rezolvat-o mai întâi în privat, nu prea are multe de spus.
Noi la noi la Deva avem un obicei foarte frumos, înainte anunțăm în biserică. Dacă este cineva care are o problemă sensibilă de discutat la adunare generală, îl așteptăm cu deosebită la comitet. N-ai venit la comitet, nu te poți ridica la adunare generală. Și de 10 ani avem pace în biserică. De ce? Pentru că vreau să urmăresc Biblia. Dacă am un conflict cu soția mea, nu mă duc în biserică și urlu de față cu 300 de oameni la ea și nici dânsa la mine. Pentru că noi s-ar putea să ne împăcăm, dar oamenii nu te iartă. 2. Vorbește respectuos. Ascultați-vă rog cum îi spune Avram lui Lot. Mă nemer, Nicole, ți-ai ajuns și tu. Nu. Te rog! Iubiții mei, acum încercați voi în familie să vă certați cu partenerul care vorbește foarte respectuos, foarte dulce, foarte blând. N-ai cum să te cerți. Că din start te dezarmează. Te rog! Ascultați, nu nepotul i-a spus la unchiu. Că și eu când eram mic, meream la unchiu să mă dea cu tractorul și spuneam, te rog frumos. Nu, unchiu îi spune la nepot, te rog! Iubite familii, sunt câteva cuvinte care fac lucruri mari în familie. Te rog, mulțumesc, îmi pare rău. Nu îmi pare rău că te-am luat, nu la ea mă refer, că mai spun unii, îmi pare rău că te-am luat. Nu, îmi pare rău, dragă, zice. Sau mulțumesc frumos. Sau cuvântul ăsta, dragă, știți? Apoi 3, vorbește de la egal la egal. Să știți că bărbatul s-ar putea să fie mai înalt, dar nu mai mare decât soția. În fața lui Dumnezeu, ca și făpturi, suntem egali. Ca și responsabilități, suntem diferiți. Nu va întreba pe soția mea Dumnezeu de ce nu ne-am rugat acasă cu familia. Pe mine mă va întreba prima dată. În fața lui Dumnezeu avem responsabilități diferite. Asta nu înseamnă că eu mă uit de sus la nevastă mea și îi spun taci, că eu am ultimul cuvânt, că așa spune Biblia că-s mai mare. Nu. Avram se uită la Lot și spune, suntem frați. Erau frați? Nu erau frați, era verișorul cu unchiul, era unchiul cu nepotul. Dar Avram a înțeles, nu pot să rezolv un conflict dacă eu îi spun nepoate. Unde ți-ai cățărat, mă? Dă-te jos de acolo. Nu. Lot, în fața lui Dumnezeu suntem frați. Suntem frați. Noi suntem mai ceva decât frații, suntem un singur trup. Parteneri. Apoi 4. Nu lăsa conflictul să escaladeze. Avram a înțeles. Nu eu cu Lot m-am certat. Slujitorii noștri s-au certat. Dar mâine o să ne certăm noi dacă nu rezolvăm problema acum. Nu-i spune soției tale. Acum 3 ani am auzit despre tine ce ai făcut înainte să te măriți. Acum 3 ani am auzit. Nu-i spune așa. Că nu o să rezolv problema. Dacă ai auzit acum 3 ani, trebuia să-i spui acum 3 ani. Dacă n-ai rezolvat problema, nu mai spune. Amin. Spunea Richard Vorband, într-o zi m-am supărat pe soția mea. Și Vorband. Mă, dar și m-am supărat. Nu știu unde a fost în oraș și s-a supărat pe ceva. Și au zis, s-a gândit Vorband, mă, nu-i spun acum în oraș. Când ajung acasă o să-i spun. Acasă s-a luat nu știu cu ce treburi, a uitat. S-a pus la somn dimineața, au zis, mă, dar parcă trebuia să-i spun ceva, dar nu mai știu ce. N-au slavă Domnului că nu mai știu de ce. Asta e frumos, e frumos. Vezi? Iubiții mei, la unii problemele încep în ziua anunții. Citeam despre un cuplu, în timp ce coborau scările de la biserică, în ziua anunții, ea s-a uitat la el și a zis, nu mi-a plăcut tonul pe care ai spus da. Mă, da, o spus da, mă, nu o spus nu. Acum, așa acolo i-ai găsit ceva de vină. Și acolo i-ai găsit ceva. Iubiții mei, 5. Fii gata să plătești prețul păcii. Fii gata să plătești prețul păcii. Avram o știu, dacă las pe Lot să aleagă, sigur o să ies pe minus. Dar o zis Avram așa, pacea e mai importantă ca dreptatea. Sunteți de acord cu mine? Dragii mei, dreptate știți unde va fi? La judecată, acolo va fi. Eu vreau pace. Urmăriți cu toții dreptatea și sfințirea. Nu spune... Urmăriți cu toții pacea. Eu nu vreau când vorbesc cu soția mea să am dreptate, că s-ar putea să, la tribunal să ne împărțim 7 copii dacă merem după dreptate. Eu vreau să am pace.
Ascultați-mă, nu există pace decât dacă unul din cei doi renunță. Uneori trebuie noi bărbații să avem ultimul cuvânt. Știți care e ultimul cuvânt? Așa e, dragă. Și ăsta e ultimul cuvânt. Și ești bucuros? Am avut ultimul cuvânt. Măi, eu tot timpul am ultimul cuvânt în familie. Așa e, dragă. Slăviți să fie Domnul. Ai pace? E pace. Atunci, nicio problemă. Nicio problemă, da? Închei spunându-vă că într-o zi un înțelept și-a întrebat discipolii: de ce țipă oamenii când sunt supărați? Unul dintre discipoli a zis: țipăm că ne pierdem calmul. Dar înțeleptul a zis: da, de ce țipi când cel cu care vorbești e chiar lângă tine? Păi țipăm pentru a fi sigur că celălalt ne aude. Și acum eu mă opresc să vă spun ceva. Că e cu soția, cu altcineva, întotdeauna când aveți un conflict, trebuie să ridicați valoarea argumentelor, nu decibelii tonului. Foarte mulți oameni cred că dacă urlă mai tare au dreptate mai multă. Nu. Maestru întrebă din nou: n-am putea vorbi mai încet, cu voce joasă? Și ascultați ce a spus înțeleptul: când doi oameni se ceartă, inimile lor se îndepărtează. Pentru a se auzi unul pe celălalt, aceștia trebuie să strige mai tare, proporțional cu gradul de mânie. Cu cât se manifestă mai multă furie, cu atât este nevoie de mai multe strigăte care să acopere distanța dintre ei. Însă atunci când doi îndrăgostiți se întâlnesc, inimile lor se apropie și vorbesc încet, suav. Uneori sunt atât de apropiați încât nici nu mai folosesc cuvinte, ci doar șoapte. Iar atunci când două ființe simt o dragoste intensă, comunicarea între ele se face fără cuvinte, prin simpla privire. Inimile lor se înțeleg reciproc, arătând că sunt strâns legate. În final, înțeleptul spuse așa: luați seama la cuvintele pe care le folosiți când discutați și nu lăsați ca inimile voastre să se separe una de cealaltă. Căci va veni o zi în care distanța va fi atât de mare între inimi, încât inimile voastre nu vor mai găsi drumul de întoarcere. Și închei cu versurile de poezie pe care pastorul meu de la Deva, fratele Răducanu Cornel, le spune aproape la fiecare nuntă: de vrei iubirea să o cunoști, paharul ei să dea peste măsură, când ai greșit să recunoști, când ai dreptate, taci din gură. Amin. La frații când cele mai multe ori li se spune: mai cântă o cântare. Cred că e prima dată când mi se spune: mai predică o predică. Iubiții mei, vreau cu responsabilitate să ne uităm acum și la familie, dar și la copii. Să știți că copiii simt foarte, foarte bine când soții se înțeleg bine. Copiii simt foarte bine când partenerii, când părinții lor sunt pe aceeași lungime de undă. Copiii vor petrece mulți ani din copilăria lor căutând scăpare sau salvare la unul din cei doi părinți și vrând să vadă care e mai blând, care e mai permisiv. S-ar putea, iubiți părinți, Dumnezeu să nu ne întrebe de parchetul din bucătărie, de gresia din baie, dar cu siguranță Dumnezeu ne va întreba de copiii pe care ne-i-a dat. Biblia spune că și copiii sunt o moștenire de la Domnul. Și atunci când Dumnezeu îți lasă o moștenire, te va întreba cum te-ai ocupat de moștenirea respectivă. Astăzi vreau să ne uităm la câteva categorii de copii crescuți, greșiți din vina părinților. N-am venit să vă învinuiesc, mi-e foarte ușor să predic astăzi că nu vă cunosc. Mi-e greu la Deva, la noi să predic, că orice spui se poate reinterpreta. Știți? Dar aici aș vrea să spun ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă. Amin. Și dacă se poate, aș vrea să prevenim, că e mai ușor să previi decât să tratezi. De aceea ne vom uita la 7 categorii de copii crescuți greșit din vina părinților. 1.
Prima categorie de copii, copiii favoriți. Copiii favoriți. Asta e un subiect sensibil. Genesa 37:3, Israel, Iacov, iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Iubiți părinți, să avem foarte mare grijă. Copiii favoriți întotdeauna vor produce ceea ce a produs și Iosif prin neglijența tatălui în inima fraților lui. Ascultați! Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Am observat părinți care fac cadouri doar la unii dintre copii. Acum când ai un copil, unul singur, dacă e favoritul tău, nu vă condamn. Ăla poate fi copilul favorit. Dar să vă păzească Dumnezeu când aveți 2, 3, 4, 7 ca și noi. Nu știu dacă ne invidiați că avem 7. Asta o invidie bună. Să știți că atunci când faci un cadou la unul din 7, trebuie să faci la 7, nu la 1. Însă, dacă nu suntem atenți ca și părinți, putem produce multă ranchiună și rebeliune în inima celorlalți frățiori. Dacă ceilalți frățiori vor observa că tata sau mama are o afinitate aia aparte pentru unul din copii. Îmi spunea o tânără din România, nu vă spun de unde, nu vă spun cum o cheamă, cu lacrimi în ochi, frate Cristi, mergeam la mama și îi ceream 5 lei și îmi spunea, nu am. Mergea sora mea după 5 minute, îi cerea 5, primea 10. Și tu îmi spui mie, frate Cristi, să vin la biserică unde îi tata și mama în biserică, eu nu pot să-i văd față în față. Pentru că am crescut cu nedreptatea asta în inimă, că mama sau tata o iubit-o mai mult pe sora mea decât pe mine. Uitați-vă la Esau și Iacov, preferințele părinților au dus la multe conflicte între acești frați. Genesa 25:28, Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Știți că 20 de ani cei doi nu și-au vorbit? Știți că ani de zile cei doi au fost în conflict? Poate mai bine de 20 de ani. De ce? Pentru că părinții au semănat o sămânță. Iubiții mei, dacă s-amen roșii, o să crească roșii. Dacă nu s-amen nimica, s-ar putea să crească buruiană. Dar cel mai nociv este să s-amen cu mâna ta scăieți. Ăla e cel mai nociv. 2. O a doua categorie de copii crescuți greșit din vina părinților sunt copiii protejați. Puiu, mami, du-te, fă-ți tu unghiile, stai pe Facebook, face mama vasele, nu pune tu mâna, draga mea, că ai niște gedegete așa sensibile. Suntem foarte grijulii ca și părinți ca ei să nu facă un efort prea mare, să nu pună mâna pe nimic. Vreau să vă spun astăzi ceva ce s-ar putea să vă șocheze. Vremurile grele nasc oameni puternici. Vremurile ușoare nasc oameni slabi și leneși. Copiii care cresc astfel vor avea pretenția ca după căsătorie soțul sau soția să-i ducă mâncarea la pat în fiecare dimineață. Vă vine să credeți, cunosc personal astfel de cazuri. Și nu dau detalii că se filmează. Dar au ajuns la lucruri grele. De ce? Pentru că el așa a fost crescut, protejat, să nu pune mâna pe nimic. Iubiții mei, comoditatea naște leneș, sacrificiul naște oameni harnici. Scria un bărbat pe internet așa când eram un copil. Tata mă punea mai întâi să dau de mâncare la cei 14 cai pe care aveam acasă și apoi mâncam eu. Mi s-a părut așa de dur, tata. Acum îi mulțumesc. Că au zis, m-au format greutățile în copilărie. Acum voi n-aveți nici cai, nici gâște, poate fratele Cornel mai are câte ceva acolo, Domnul să-l binecuvinteze.
Și eu am 50 de găini pe acasă. Numai că mi se pare că și mănânc cele mai scumpe ouă de undeva. Știți? Am vrut să-mi iau iepuri acum câțiva ani și am întrebat pe copii, dacă tata vă cumpără iepuri, care vă ocupați de ce? Și unul dintre copii, tati, angajăm o slugă. M-am dat seama cine o să fie sluga și n-am mai cumpărat. Știți? Am zis, gata. Ianis, băiatul care are acum 8 ani, era mic și într-o zi când l-am pus să facă ceva, a zis, nu vreau să fiu slugul tău. Dragii mei, e adevărat, copiii nu o să meargă de la sine să facă ceva. Dar vreau să vă spun că dacă îi protejați, vi se pare că le faceți bine acum, dar le faceți un rău. Le faceți un rău. Acum, ar trebui să știe să facă o mâncare pe când se căsătorește. Da? Că altfel Jamila o să aibă vizualizări tău mai multe. Știți? E bine să ne folosim și de ea, Domnul, să o binecuvinteze și de altele. Nu vă speriați că nu mă da nimic ca să-i fac reclamă. Să nu vă speriați, da? Dar uitați-vă în Genesa 22:6. Avram a luat lemnele și le-a pus în spinarea fiului. A luat în mână focul și cuțitul. Ce-a fost greu, ce-a fost riscant, focul, cuțitul, o luat el. Lemnele le-a luat Isaac. Un adolescent, poate 12, 13, 14 ani. N-au zis, auzi, tu stai pe TikTok, eu iau și lemnele, iau eu tot. Nu, nu. Da? Mai spun ceva. Dacă cunoașteți cuvântul Domnului bine, când Eleazar merge să caute o fată pentru Isaac, știe cineva, în afară de frații păstori, câte cămile au dus Eleazar cu el? 10. Domnul să vă binecuvânteze. 10 cămile. Și uitați-vă ce se împune. M-am gândit ca Eleazar când se pleacă pe genunchi o să zică, Doamne, să aibă gene false. Să aibă botox la buze. I-am spus la o fată, mă, cu gene false, nu știu cum o să-ți găsești un bărbat adevărat. Că falsul atrage falsul. Nu? Acum eu vă spun cu drag, nu, nici nu m-am uitat să zică cineva, cred că pe mine mă lovește. I-am spus, eu am pățit cu soția mea ceva mai de mult, acum cred că nu mă aude când spun. I-am dus flori din alea artificiale când, după ce ne-am căsătorit la vreo 2-3 ani. Am rămas cu el în mână. O zis, dragă, dar mă vezi că sunt artificială? O zis, sunt naturală, dă-mi flori naturale. Eu am zis, mă, dacă dau flori artificiale, un an nu mai am treabă, știți? Că alea naturale după o săptămână să o filească. Dar bine m-o zis, o zis eu naturală. Acum am văzut multe fete, mai ales așa tinere, să feștelesc tot. Să știți că după nuntă o să vă fie tare greu. Că trebuie să te scoli cu vreo 2 ore mai repede, să nu se spere partenerul. Să mergi să te faci, să te pregătești. Ca altfel o să zică, cum o zis în scrisoarea a treia, tu ești Mircea. Nu? Să sperie. Că nu te recunoaște. Iubiții mei, mai zâmbim, nu-i problemă, dar hai să ne lăsăm cum ne-a lăsat Domnul. Da? Una e înfrumusețarea și alta e îngrijirea. E diferență. Nu să ne modificăm, facem buze groase, păi dacă te înjură și are botox, cu ce-o contat? Nu? M-a întrebat cineva, de ce nevastă ta n-are pe fiecare deget, inel, lanțuri, verighete? Zic, mă, bogăția ei în interior. Că aurul e numai 60.000 kilogramul, dar o femeie înțeleaptă și cinstită, nu o dai pe toate comorile din lumea asta. Nu? Iubiții mei, revin la Isaac cu Rebeca. Isaac se pleacă pe genunchi și pune un semn care dacă îl pui astăzi, o să rămâi necăsătorit, ar putea. Cam riști. Doamne, fă ca aia care va veni, parafrazez. Și îmi va da apă mie și cămilelor mele, aia să fie nevasta lui Isaac. Acum o să vă speriați dacă vă spun că o cămilă bea 100-150 de litri. Înmulțim cu 10, regula de 3 simplă, dacă vadra găleată avea 10 litri, câte găleți de apă o scos cel puțin, Rebeca? 100 cel puțin. Gândiți-vă la fetele din ziua de astăzi, da? Să fi venit cu ghearele alea, așa... Bea, babacule, dacă străbă, nu-ți eu slugul tău. Nu? Putea să zică asta.
Iubiții mei, știți ce o știut Eleazar? Că banii se fac greu și se cheltuie ușor. Și dacă ziei una care nu valorifică munca, tot ce-o câștigat Isaac într-o viață, ea face praf în 3 zile. Eu cunosc caz în țară, 3.000 de euro câștigă el în construcții cu greu, ea în 3 zile îi termină. Știți de ce? Că ea nu da la betonieră o lopată în viața ei. Eu am văzut-o cu ochii mei, mama soacră cu 12 copii dând la betonieră. Vă vine să credeți lucrul ăsta? Eu am văzut soție de păstor în țară care te încuia cu soțul ei că n-avea bani să-și plătească manopere la casă. Da? Astfel de femei, acum nu zic să dați la betonieră, dar zic să creșteți copii care să știe ce înseamnă munca. Nu-i protejați prea tare. O scos apă, Rebeca, pentru soțul, pentru Eleazar, pentru Cămile. Și apoi Dumnezeu a binecuvântat-o. Vă mai spun ceva. Dacă ți-e ușor când ești mic, îți va fi greu când ești mare. Dacă ți-e greu când ești mic, îți va fi ușor când ești mare. Pentru aia români, uitați-vă, crescut sub comunism, cu greutăți, cu probleme, românul oriunde se descurcă. Dacă trebuie să dea cu mopul, dă cu mopul. Dacă trebuie să schimbe țigla pe casă, orice, românul nu se dă în spate, că o cresc cu greu. Nu știu cum o să fie copiii noștri, că și eu am emoții, să știți. 3. O altă categorie de copii, iubiții mei, crescuți greșit, într-un mod greșit, din vina părinților, sunt copiii nemustrați niciodată. 1 Împărați 1:5. Adonia s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care, călăreț, 50 de oameni care alergau înaintea lui. Și următorul verset. David, tatăl său, nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Iubiții mei, David a fost un împărat extraordinar, un profet deosebit, un proroc extraordinar, dar a fost un tată slab. O să vă spun poate cel mai important lucru de predică acum. Lucru din predică. Frumusețea fără disciplină e cale sigură spre eșec. Era frumos Absalom. Era deosebit Absalom. Însă tatălui nu l-a mustrat niciodată. Ce înseamnă a mustra? Adogenia, corecta verbal. A imputa cu scopul îndreptării. Lipsa mustrării, spune Biblia, aduce moartea spirituală. Proverbe 15:10. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea va muri. Prezența mustrării aduce viață. Proverbe 6:23. Sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Vrei un copil înțelept? Auziți, nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. Proverbe 15:5. Iubiți părinți, iubite surori, frați, tați, trebuie să ne facem timp să ne și corectăm copiii, să-i mustrăm atunci când greșesc. Proverbe 15:7. Fiule, ascultă-mă și nu te abate de la cuvintele gurii mele, ca nu cumva să gem. Ascultați? Ascultarea mustrării te va feri de regrete mai târziu. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc iertarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea. 4. O a patra categorie de copii crescuți greșit, din vina părinților sunt copiii nedisciplinați sau necorectați. Vă amintiți de Eli, iubiții mei? Biblia spune că Eli a mustrat pe copii, dar mustrarea nu e suficientă. Însă Eli nu i-a disciplinat pe copii niciodată. Acum cunosc țara în care locuiți, cunosc împrejurările în care suntem și pot să vă spun ceva codat.
Sunt pedepse care dor mai tare decât orice disciplinare. Și acum o să vă spun ce am pățit eu cu fratele meu. Eu aveam vreo 9 ani, fratele meu vreo 7 ani jumate, cam așa, aproximativ. Dacă nu chiar 10. 10, 11 poate. Și o familie din Arad se muta în America. Acum când cineva se muta în America pe vremea aceea, vindea totul la ofertă. Că pleca repede. Noi nu știam că mama și tata s-au hotărât să ne cumpere niște biciclete. N-am știut. Am aflat apoi, dar n-am făcut legătură cu un test pe care mama și tata ni l-a dat. Mama mea lucra în croitorie. Să vă ferească Dumnezeu să trebuiască să faceți curat după croitoreasă. Deci camele nu sunt pe covor, sunt în covor. Nu știu cum ajung acolo, îs în covor efectiv. Și mama ne-a pus pe mine și pe fratele meu să facem curat. Nu ne-a spus că între curățenia aia și biciclete este o mare legătură. Că dacă știam... O, Doamne, Doamne, dă-ne putere, ce bine făceam. Noi am făcut, așa cum se spune la români, de mântuială. Am mai și băgat sub covor, că am crezut că mama nu e așa deșteaptă să ridice covor. Știi? Și la finalul antrenamentului ni s-a spus că bicicletele nu mai vin. Iubiții mei, vreau să vă spun că am umblat pe jos ani de zile, dar știu să fac curat astăzi. Deci știu să fac curat. Dacă ne bătea mama, nu ne-ar fi durut cum au durut asta. Fă-ți timp să, dacă e nevoie, să și disciplinezi copilul. Tu știi, unde îl doare mai tare. Poate un cadou care nu îl cumperi. Un Lego care, peste care sar, știi? Iubiții mei, copiii trebuie să știe clar că dacă faci răul, ești pedepsit cu rău. Și acum fiți atenți. Dacă nu-l pedepsești tu când e mic, îl va pedepsi legea când va fi mare. Știți câte mame îmi scriu, frate Cristi, roagă-te că băiatul meu e la pușcărie. Vă garantez că mai tare vă doare când e mare și îl pedepsește statul, decât acum când îl pedepsești tu, plânge 20 de minute și gata. Copiii mei, de exemplu, se joacă o singură oră pe săptămână pe calculator, o singură oră sâmbătă. Nu vă spun că așteaptă sâmbătă mai ceva ca evrei sabatul. Asta nu vă mai spun. Dar, de exemplu, noi apelăm des la pedeapsa asta. Ai făcut o prostie mare, sâmbătă asta nu te joci. Dumneavoastră știți, Domnul vă dă înțelepciune, copilul nepedepsit la timp îți va aduce multă rușine. Auziți Proverbe 29:15, copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Dar acum vreau ceva pentru părinți și sper să nu mă audă niciun copil acum. Pedeapsa nu va avea efectul scontat dacă tu nu trăiești ceea ce pretinzi de la copilul tău. Îmi spunea o fată, hai pe Cristi, tatăl meu mă bătea pentru minciună. Însă când ziua când eu l-am prins pe tata mințind, ce puteam să fac? Că nu puteam să-l bat, nu? Dar din ziua aceea, îmi spunea fata asta, tot ce mi-a mai spus tata a fost egal cu zero. Atenție! Atenție! Asta e una din felurile de a întărăta copilul la mânie. Îi spui, du-te la biserică, că altfel te pedepsesc. Și tu stai să vezi că joacă Barça cu Realul și să pierzi meciul. Domnul să ne păzească de astea. Iubiții mei, să știți că sunt trei perioade în viața copiilor noștri. Copilăria, 0-12 ani, adolescența, 12-20 și maturitatea. De la 0 la 12 ani poți folosi rugăciunea, mustrarea și disciplina. De la 12 la 20, doar mustrarea și rugăciunea. De la 20, doar rugăciunea. Să nu încercăm să facem lucruri care trebuiau făcute la o anumită vreme, să le facem la altă vreme. Că nu vor prinde. Cine are impresia că la 16 ani își poate pedepsi copilul sau la 18 ani, nu știe ce vorbește. Un deținut condamnat la pedeapsa cu moartea în așteptarea execuției a cerut un pix și o foaie, ultima lui dorință. După ce a scris timp de câteva minute, condamnatul a chemat gardianul închisorii și a cerut ca acea scrisoare să fie dusă mamei lui. Scrisoarea spunea așa:
Mamă, dacă ar fi fost mai multă dreptate în lumea asta, am fi fost amândoi condamnați astăzi și nu doar eu. Ești la fel de vinovată ca și mine. Chiar ești vinovată și de viața pe care o pierd. Îți amintești când am furat și am adus bicicleta unui băiat acasă? M-ai ajutat să o ascund, ca tatăl meu să nu afle și să mă pedepsească. Îți amintești când am furat banii din portofelul vecinului? Ai fost cu mine cheltuindu-i la mall. Îți amintești când te-ai certat cu tatăl meu și tatăl a plecat? Voia doar să mă disciplineze pentru că în loc să studiez, am copiat la examen. În cele din urmă m-au descoperit și m-au exmatriculat din școală. Mamă, te-ai pus împotriva tatălui meu și a profesorilor, iar eu n-am învățat nimic, devenind un rebel în cele din urmă. Mamă, eram doar un copil. După am devenit un adolescent tulburat și acum sunt un om intolerant și agresiv. Mamă, eram doar un copil care avea nevoie de corecție și nu de aprobare. Totuși eu te iert. Eu doar te rog să dai să citească această scrisoare la un număr cât mai mare de părinți din toată lumea, astfel încât aceștia să știe că au o mare responsabilitate de a crește un copil făcându-l să devină om care poate acționa prin a face bine sau rău. Mulțumesc, mamă, că mi-ai dăruit viața și m-ai ajutat să o pierd. Fiul tău delicvent. V-ați bucurat de o astfel de scrisoare? Eu nu. Cine refuză să-și pedepsească fiul, nu-l iubește. Cine îl iubește, nu ezită să-l disciplineze atunci când mustrarea nu-și mai face efectul. 5. Copiii răsfățați. Proverbe 29:21. Slujitorul pe care îl răsfăți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiul. Și dați-mi voie să parafrazez. Fiul pe care îl răsfăți din copilărie ajunge să se creadă stăpân. Iubiții mei, ce înseamnă a răsfăța pe cineva? A alinta în mod exagerat. Părinții îndeplinesc orice dorință. Ei nu mai sunt copiii motivați să lupte pentru ceva în viață. Au impresia că totul este la buton și altcineva le va împlini orice poftă. Dave Ramsey, vi-l recomand pentru educație financiară din America, spune așa: nimeni nu poate avea tot ce vrea, tot timpul. Cadouri dese, concedii dese, recompense dese și gratuite îți vor distruge copilul. Spunea cineva: copiii sunt perfect capabili de a duce la împlinire sarcini în gospodărie. Este responsabilitatea lor să-și facă temele sau să aibă grijă de lucrurile proprii. Consecințele alegerii de a nu duce la îndeplinire o responsabilitate atribuită trebuie suportate de copil. Nu-i vom face proiectul sau ghiozdanul, nici nu-i vom rezolva tema de care s-a apucat prea târziu. Atenție mare la copiii răsfățați, împreună cu soția. Avem 15 puncte pe care fiecare din copiii noștri mai mari trebuie să le facă în fiecare zi. Au fost 21, le-am grupat, acum sunt 15. La 12 ani vreau să vă întreb, poate o fată să spele vasele la bucătărie? Poate. De aceea primele mele două fete, curându, una spală vasele o săptămână, cealaltă următoarea săptămână. Băiatul Ianis, la 8 ani, aspiră bucătăria de 2 și de 3 ori pe zi, dacă e bine, dacă e necesar, curentul nu e așa scump. Aș putea să mă angajez o femeie din afară? Probabil că da. Dar am distrug copiii. Iubiții mei, copiii răsfățați vă vor aduce mari probleme mai departe când se vor căsători. De aceea e foarte important și în domeniul acesta să avem înțelepciune. Îmi permit să le cumpăr Lego la copii? O dată pe lună îmi permit. Le cumpăr o dată pe an. Știți de ce? Pentru că ei trebuie să învețe că nimic nu-i gratis în lumea asta. Da, e adevărat, Pampers-ul e gratis, laptele praf e gratis, dar la 8, 10, 12 ani trebuie să înțeleagă că a primi ceva gratis înseamnă a-ți distruge copilul.
Sunt oameni cu mulți bani în lumea asta și spuneau așa, nu voi lăsa copilul meu decât un mic avans pentru un apartament. Spunea acum un mare bucătar din lume recent. Avans la un apartament. În rest, păi ce zice, să-i dau banii să-i strece la pariuri sportive? Și la jocuri de noroc? Nu, nu, să muncească. Să muncească. 6. Copiii iubiții mei, învățați cu mediocritatea. Părinți care încurajează mediocritatea. Acum, mediocritatea se poate vedea pe mai multe planuri. De exemplu, pe planul școlar. Las că nici eu n-am învățat. Ați auzit vorba asta? Păi tocmai pentru că tu n-ai învățat, spune lui să învețe. Iubiții mei, mi jenă să vă spun că atât de prezent în bisericile noastre e flagelul ăsta. Las că n-am învățat nici eu. Este loc la betonieră. Du-te la vaci. Dar cine mai crește vaci astăzi, oameni buni? Mama mea a fost șefă de promoție și a vrut să facă o facultate. Și acum 40 de ani era păcat să faci facultate. Nu era păcat să bârfești, să judești, dar să faci facultate era păcat. A venit directoarea liceului la bunicul meu acasă și a zis, vă rog să o lăsați la facultate. Și bunicul meu a spus, nu! Știți ce a spus mama mea către noi? N-am putut să fac eu, faceți voi. Dar ne-a mai spus ceva. Dacă nu intrați la fără taxă în Timișoara, la Politehnică, la calculatoare, eu cu bani n-am de unde să vă țin. Ne-a motivat să ne dorim ceva mai mult în viață și ne-a motivat să și învățăm. La fel a făcut mama soacră cu copiii dânsei. Iubiții mei, mediocritate pe plan spiritual. Las că nu trebuie să fii tătăzua la biserică. Știți de ce sunt azi în fața dumneavoastră? Că în fiecare zi am fost la biserică din timpul săptămânii. Luni seara aveam repetiție de fanfară. Marți seara studiu, miercuri cor, joi program serviciu divin, vineri orchestră și sâmbătă mai erau alte activități. Când ești ocupat cu cele bune, nu mai ai timp de cele rele. Mulțumesc Domnului că la biserica din Deva, la noi, avem școală duminicală, orchestră mică, orchestră mare, cor, grup de fete. Implicați-vă copiii în tot ce se poate, ca să nu mai aibă timp de ce vrea diavolul să le ofere. Mediocritate pe plan social. Las că nu-ți face nimeni statuie. Iubiții mei, o zis Domnul către evrei să fiți cap și nu coadă. Dacă pot să câștige un ban mai ușor, de ce să nu o facă? Bine, mai ușor după ce învață mult, știți? Dar puneți-i la treabă. Material. Mai spun unii, las că și la sapă e de lucru. Da? Dar cine mai dă cu sapă acum? Trăim într-o lume, iubiții mei, aduc aminte, le spuneam copiilor mei zilele trecute, mama mea și tatăl meu au luat 500 de euro împrumut în anul 2002. Gândiți-vă ce sumă era aia, să ne cumpere un calculator. În 2002, 500 de euro erau ca și acum 3.000 de euro, 4.000 de euro. Și să faci din croitorie banii aia și să-i dai înapoi, nu era ușor. Și le-a spus la copiii mei, azi voi aveți calculator acasă, gratuit. Trebuie să faceți, să învățați matematică, să învățați engleză. Da, sâmbătă, ori avem timp și de joacă. Iubiții mei, uitați-vă la fata din casa lui Naaman. N-am găsit numele ei în Biblie. Dacă îl găseam, aș fi pus numele ei la una din fetele mele. Imaginați-vă că fata aceea făcea curat, spăla vase, ce trebuia să facă prin casă? Era roabă, era sclavă. Și într-o zi se uită la Naaman și spune, leacă oftat. Dacă stăpânul meu ar fi la prorocul Elisei, ar fi tămăduit de boala aceasta. Vreau să vă pun o întrebare. Undeva la 1000 de kilometri cel puțin a făcut Naaman ca să ajungă în Israel. Ai merge 1000 de kilometri pe cuvântul unei fete care bagă mizeria sub preș sau care dă cu mopul și rămâne în spate numai mizerie? Știți ce înțeleg eu de la fata asta? Că fata asta, în primul rând, își făcea treaba impecabil. Să iei cuvântul ei, să merg la împărat, numai dacă ea a fost o slugă perfectă.
din punct de vedere spiritual la fel. Legea îi spunea dinte pentru dinte. Putea să se zică, Doamne mare ești, ce bine că l-ai băgat pe ăsta în cuptor, că numai praf mi-au făcut părinții și familia. Ce caracter a avut fata asta? Dar înțeleg un lucru, cred că a fost o mamă care i-a spus așa, când spel vasele, spală-le cum trebuie. Când faci curat, când îți faci patul, fă-l cum trebuie. Și oriunde vei aduce, vei ajunge, adu-mi cinste. Poate că mama nu mai era, poate că tata nu mai era. Din cauza unei fete care a fost de nota 10, Namanul a fost vindecat. Biblia spune, 2 Petru 1 cu 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Aveam renovare la noi la biserică acum 2 ani și într-o zi m-am dus să duc mâncare la oameni. Am dat comandă, de fapt, la catering și așteptam să vină mâncarea. Stăteam în fața bisericii exact unde intrai în biserică cu mașina, în curtea bisericii. În dreapta mea erau tomberoanele cu gunoi. Puse ca să nu încurce, o veni mașina de gunoi, s-a coborât un om care se vedea de la o poștă că ura ceea ce făcea, o lua tomberoanele, le-o golit și mi le-o lăsat în față și-o blocat toată intrarea la biserică. Vă dați seama că am fost cuprins de o mânie sfântă. Dar am încercat să vorbesc frumos și am spus, hei, nu te supăra, tu te rog tomberoanele la loc. Voi păstori, vai de capul vostru de pocăiți! Nu mă spun mai departe că nu mai pot să reproduc. Știți ce a urmat? Știți ce i-am spus în timp ce mergea spre mașina de gunoi? Dacă duci gunoiul și duci și golești gunoiul și o faci cu bucurie, peste un an o să fii șofer la mașina de gunoi. N-am apucat să-mi spun continuare că au fugit, că au plecat înjurând. Vă spun vouă continuarea. Peste 2 ani o să fii director la firma de gunoi. Și peste 3 ani nu o să mai lucrezi acolo, că o să ajungi mai sus. Pentru că ai aruncat tomberoanele alea așa, toată viața vei lucra acolo. Un lucru banal. Un lucru simplu. Într-un magazin din America, cum se întâmplă și în România, în Suedia încă n-am văzut, o femeie servea pe oameni acolo acasă cu o față acră, amărâtă. Dar într-o zi o participa la un seminar și i s-a spus la biserică, orice faci, fă cu bucurie, ca pentru Domnul. Zâmbește, vorbește frumos cu clientul. S-a uitat la predicator și a zis, vreau să văd dacă ăsta are dreptate. Las că o să pun în practică. Următoarele zilele s-o făcea coadă la ea la casă, că zâmbea la toți, vorbea frumos cu toți. După câteva săptămâni, unul din cei mai bogați oameni din oraș a zis, am nevoie de o astfel de doamnă la mine, la ca și secretară. Poți să te rog să vii. Cel puțin dublu salarul. De ce? Să nu vă mulțumiți cu mediocritatea în viață, iubiții mei. Tit 3 cu 14. Trebuie ca și ai noștri să se desprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grapnice și să nu stea neroditori. Cu miros de cer, cu asociația miros de cer, ne lovim în fiecare zi și trec la ultimul punct imediat. De multe cazuri. Am ajuns într-o familie, colegii mei au ajuns într-o familie care ne sunau insistent că au nevoie de făină, ulei, salam, parizer. Numai că noi n-ajutăm așa oricum. Noi mergem să vedem ce se întâmplă cu familia respectivă, că nu putem lua banii unor sponsori și să-i dăm la niște leneși. Că Biblia spune să ajutăm săracii, nu leneșii. E diferență colosală. Și când au ajuns colegii, au văzut doi părinți cu doi, trei copii, și au zis, de ce nu lucrați? Că vedem că sunteți sănătoși. Am pus înaintea Domnului la frații proroci și au zis, Domnul, să nu lucrăm. Poftim. Iubiții mei, haideți să vă spun ceva. Dacă copiii dumneavoastră vor face performanță la școală, că au toate condițiile, mama mea, când vinea acasă de la școală, bunicul îi punea pâinea cu un soare, traia asta în spate, cu oile pe câmp. Părinții noștri nu au putut, poate, să facă.
Dacă copiii dumneavoastră vor face performanță la școală, 2. Vor avea salarii binecuvântate, 3. Vor putea fi un ajutor pentru biserică, nu o povară pentru biserică. În fiecare zi, la miros de cer, primim 70, 60, 80 de telefoane. Dacă ar fi sponsori, ne-am bucura. 90 și ceva la sută sunt oameni care cer ajutorul. De aceea miros de cer, de câțiva ani, nu duce puiul din Kaufland pe masă, ci duce puiul viu de 3 săptămâni ca să-l crească familia. De aceea ducem purceluș, de aceea încercăm pe oameni să-i obișnuim cu munca. Pentru că dacă ei nu vor lucra, dacă ei nu vor crește copiii care să învețe și să muncească, nu vor ieși din starea în care sunt. Și copiii voștri vor fi sponsorii lor și peste 20 de ani. Și nu cred că vă doriți asta. 7. Copiii neglijați. Copiii față de care părinții nu au timp să se ocupe. Vă amintiți de Ezechia? Vine Isaia la el. Îi spune, pune-ți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Vă citesc din 2 Cronici 32, după ce Ezechia este vindecat, ce face Ezechia? De la versetul 27. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă. Și-a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi, hambare, grajduri pentru tot felul de vite. Și-a zidit cetăți și a avut belșug de boi și de oi. Apoi s-a mai ocupat de ape, de alte lucruri. Vreau să vă întreb, știe cineva care a fost unul dintre cei mai răi împărați ai tuturor timpurilor din Israel? Manase. Biblia spune că Manase avea 13 ani când a ajuns împărat. Asta înseamnă, iubiții mei, 12 ani când a ajuns împărat. Asta înseamnă că la 3 ani după vindecarea lui Ezechia s-a născut Manase. La 3 ani. Dar Ezechia a fost ocupat cu hambare, cu visterii, cu seifuri, cu fel și fel de proiecte. Și Manase crește într-o casă unde sunt prorocii, sunt vindecări, unde intră proroci, dar unde tata nu are timp de copil. Uitați-vă mai departe la istoria lui Manase. Este singurul împărat comparat cu Ahab, cel mai rău împărat al lui Israel. Ei au fost cei doi mai răi împărați. Părinți care nu își fac timp pentru copii. Spunea o fată către tatăl ei, tati, cât îți dă patronul pe oră? Și-a zis, tata, bani mulți, 50 de dolari pe oră. Și-a zis, fetița, tati, am strâns și eu cu greu 50 de dolari. Dacă ți-i dau, stai o oră cu mine. Iubiți părinți, să știți că copiii noștri, înainte să aibă nevoie de darurile noastre, au nevoie de noi ca persoană. Biblia compară copiii cu niște săgeți. Mă uit la fata mea care are 12 ani. Mă gândesc că peste 8-10 ani va pleca ori la facultate, ori în căsătorie. Nu știu cum au trecut 12 ani. Biblia spune că copilul e ca o săgeată. Te uiți la săgeată, o șlefuiești, o pui în arc, țintești, o dai jos, o șlefuiești, o pregătești la vârf și într-o zi spune, tati, am intrat la Cluj sau am intrat la Stockholm și pleacă. Și în momentul ăla nu mai poți să faci nimic, săgeata a plecat. Nu poți să-i dai pix cu cameră video să o urmărești, că cu cât o urmărești mai mult, cu atât se ascunde mai mult. Dar știi ce poți să faci? Să te rogi. Știi ce spune Pavel? Eu am semănat, Apollo a udat, Dumnezeu face să crească. Iubiții mei, avem două feluri de părinți în bisericile noastre. Părinți care și-au făcut timp să semene. Soția mea petrece aproape o oră cu copiii în fiecare zi la părtășie. Asta pe lângă faptul că încercăm să-i creștem cu
cărți creștine. Fetele mele cele mari două au citit împreună peste 250 de cărți creștine până acum. O spun asta pentru motivare către dumneavoastră, nu ca să mă laud. Că știu că nu o să-i țină asta în pocăință, dar le formează un caracter. Și acum ascultați-mă, dacă veți face toate aceste 7 puncte ca să n-ajungă copiii așa, nu vă garantez că vor rămâne lângă Domnul, dar vă garantez ceva. Că ați semănat bine și că oriunde vor fi în lumea asta, când Dumnezeu îi va cerceta, își vor aduce aminte că un tată sau o mamă a pus o sămânță. Am fost în Timișoara la Politehnică. Era ora 10 fără un sfert. Și le spuneam colegilor, mai mergeam și noi la biserică. 9:30 se termina. La 10 trebuie să fiu acasă. Taci, Cristi, că nu mai e maică, da și taie că tot cu tine. Zic, știu. Nici păstorii ăia. Zic, știu, dar e Dumnezeu. M-a urmărit lucrul ăsta. Când plecau prietenii, colegii mei în cluburi de noapte și spuneau, hai cu mine. Ceva nu-mi dădea pace. Știți de ce? Că tata și mama ori semăna ceva. Iar atunci când Dumnezeu face să crească, face să crească numai ce ai semănat. Da, e adevărat, știu copii crescuți de părinți buni care au mers în lume. Dar vreau să vă spun că ori până la moartea părinților, ori după moarte, Dumnezeu a lucrat în dreptul lor. Avem în Deva caz, 9 din 10 pocăiți, unul nici cum n-a vrut. O pleca părinți în veșnicie, la câțiva ani s-a pocăit și el. Știți de ce? Rugăciunile mamei te urmăresc. Tata, acela care l-ai văzut că ceea ce spunea la anvon trăia și acasă, că ceea ce făcea la serviciu era în concordanță cu ceea ce făcea în familie, îți rămâne modelul ăla. Iubiții mei, aproape cu toți tinerii cu care vorbesc la mărturisire îmi spun lucrul ăsta, ori pozitiv de părinți, ori negativ, pentru că rămâne imprimat modelul în ei. Charles Adams a ținut un jurnal și într-o zi a scris: azi am fost la pescuit cu fiul meu, o zi irosită. Fiul său, Brooke Adams, a ținut și el un jurnal care încă există. În aceea zi, Brooke Adams a scris așa: m-am dus la pescuit cu tata, cea mai minunată zi din viața mea. Tata credea că pierde timpul în timp ce pescuiește cu fiul său. Dar fiul său a văzut asta ca pe o investiție de timp. Mă spunea un tată, frate Cristi, eu am fost și cu disciplina, dar și cu adidașii de fotbal cu copiii. Știți ce vreau să vă spun? Să fiți și prietenii copiilor înainte de a fi discipolilor. Și eu mă joc cu copiii mei acasă fotbal, dacă vreți să mă credeți în curte. Mă joc cu ei cât un sfert de oră pe zi, jumătate de oră, când prinde bine și mie să alerg un pic. Dacă ești prieten cu copilul tău, va accepta mai bine mustrarea. Dacă ești doar un om care mustră și care disciplinează, el se va simți încorsetat și când va evada, o va face cu totul. Mă apropii de încheiere spunându-vă că îngerul din cer îi spune lui Agar ceva de preț și pentru noi în educația copiilor. Geneza 21:18, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că-și voi face din el un neam mare. Câte predici s-au auzit despre asta? Rar se predică. Iubiții mei, îngerul din cer a zis, aici la noi în cer vedem o problemă între tine și copilul tău. E prea mare distanța. Du-te și ia-ți copilul de mână. Mai am un gând. Atenție mare când le dați telefoane. Fata mea are 12 ani și nu are telefonul ei. Iubiți părinți, nu vă băgați în iad copiii cu mâna voastră. Copiii românilor consumă pornografie de la 6 ani. De pe telefon. Poate nu vă place asta ce vă spun acum. Am prieten în Australia, copilul are 16 ani și nu are telefon încă.
La 17 ani, celălalt frate i-a primit telefon că deja merge la servici. Atenție foarte mare, nu vă trimiteți copiii în iad cu mâna voastră. Când tatăl meu sau mama mea vrea să vadă pe cineva care se sărută pe stradă, poate odată la câțiva ani vedeau lucrul ăsta. Acum, scrii pe Google și vezi toate mizeriile. Atenție! Telefonul nu este păcat, el este neutru. La fel cum cuțitul nu-i păcat. Cuțitul este neutru. Însă dacă ești un om mânios și ai cuțitul la îndemână, știi ce se întâmplă? Dacă ești un bucătar și ai cuțitul la îndemână, ajungi Masterchef. Cristi Boariu va folosi telefonul și banii și mașina în funcție de caracterul pe care îl are. Dacă ai 10 euro în pormoneu și ești un om milos, când o să ai 100, o să fii milos la 10-a. Dacă ai 10 euro în pormoneu și ești un avar, un zgârcit, când o să ai 100, o să fii zgârcit la 10-a. Euro ăia nu-s păcat, ei sunt neutri banii în sine. Eu folosesc banii în funcție de caracterul meu. Problema este că copiii la 6 ani se pot tăia cu cuțitul și cu siguranță se rănesc cu telefonul. Dați-le telefonul vostru o dată pe zi sau o dată la două zile, puneți-le orar, există aplicații Duolingo, există lucruri pe YouTube care pot fi vizionate împreună despre natură. Nu lăsați copiii singuri pe telefon. Fiți atenți, iubiți părinți. Tot ce nu faceți voi acum va trebui să facem noi ca păstori mai târziu. Vă vine să credeți că primesc și 100 de mesaje pe zi pe Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp? Nu mai rezist. Răspund la 5-6 pe zi, că nu am cum să răspund la toate. Dar să nu uitați, ce nu fac părinții acum, trebuie să facă slujitorii mai târziu. Și noi am vrea să putem să ne ocupăm de ce trebuie, nu să ne ocupăm de operații, de cancer, de migrene. Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea. Educă copiii și nu va fi necesar să pedepsești adulții. Aș vrea să încheiem în această seară cu o rugăciune specială pentru copiii noștri. Îi iubim, le dorim tot binele din lume, ei nu ne înțeleg de multe ori. Am avut și noi și avem copii care ne scoală de 5, 6, 10, 15 ori pe noapte. Când are 18 ani și strântește ușa, parcă așa de tare te doare, că bunătatea, spuneam aseară, nu lasă cicatrici, de aceea se uită repede.